Bună seara, dragi prieteni! Bună seara! Am scris și pe secțiunea de comunitate și vreau să vorbesc despre asta pentru că este o victorie importantă, zic eu. Nesperată, pentru că eram ferm convins ieri când am ieșit de la tribunalul militar că vor mușamaliza și acest dosar. Dosarul legat de incidentul din toamna anului 2018, după 10 august, când cu coș și Sindile și alți șefi ai jandarmeriei au fost pus sub acuzare pentru represiunea brutală din 10 august și au venit la înalta curte de casație și justiție. Și erau toți jurnaliștii acolo, mă rog, reporterii de la televiziuni, de la site-uri, erau zeci de jurnaliști și acest tovarăș, ofițer la jandarmerie, împreună cu alți colegi, numai cu mine au avut treabă dintre toți ziariștii. Numai pe mine să mă extragă, să tragă de mine, să -mi blocheze capacitatea de a filma. Mâna, să mă țină de mână, mâna din care, cu care țineam uh, dispozitivul, micul meu dispozitiv de filmat, cu care filmam acolo. Un abuz, evident, pentru că nu făceam nimic altceva diferit față de ceea ce făceau restul jurnaliștilor, Îi puneam întrebări lui Cucoș. Dar eu eram inamicul public numărul 1 al jandarmeriei în 2018 și trebuia să fiu abuzat, trebuia să fiu stresat, trebuia să fiu determinat cu orice preț să nu mai îmi desfășor activitate. Și am făcut plângere penală atunci, dragi prieteni. Plângere penală care a evoluat într-un mod foarte interesant. Dar vreau să fac referire în primul rând să încep cu știrea. Știrea este că Tribunalul Militar București a admis că am dreptate în legătură cu tot ce am povestit ieri cu faptul că i-am trimis e mail că dacă apare delivered, e delivered, a fost trimis. Deci mi-am îndeplinit obligațiile legale în termenul de 20 de zile și cu faptul că parchetul militar a încercat mușamalizarea acestui caz, oameni buni. Și aceasta, acesta este dispozitivul soluției, dată în 26 ianuarie 2022, ora estimată 10, complet CF CPF5 admite plângerea în temeiul dispozițiilor articolului 341 aliniatul 6 litera b teza 1 cod de procedură penală admite plângerea formulată de către petentul Bot Augustin Mălin împotriva ordonanțelor 95/2/2021 și 1063/pp/18 din 27 -a -5 -a 2021, emise de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București în dosar 1063 pe per per 2018 Pe care le desfințează Trimite cauza la parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar București Pentru completarea urmăririi penale cu actele și probele Așa cum au fost încheiate Indicate în încheierea din data de 12.07.2019 -a, -a, a Tribunalului Militar București În 12 În 12.07.2019 eu am avut prima victorie cu parchetul militar la Tribunalul Militar București când un magistrat a constatat că procurorii de la parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar București au închis foarte superficial această cauză. Ce au făcut oameni buni? Este absolut incredibil. Vreau să vă vorbesc despre asta pentru că de atunci, din 2018, de când au fost incidentele, din 2019, de când am obținut prima victorie, a trecut foarte mult timp și au venit foarte mulți oameni pe canalul meu de YouTube. O să pun în linkurile care apar sus pe ecran, pentru cei care se uită de pe tabletă, de pe telefonul mobil, de pe desktop și de pe laptop, apar niște linkuri sus, și o să pun și linkul în boxurile de la final. Sunt trei materiale video, dragi prieteni, cu acele incidente filmate. Septembrie 21. 2018, slujile lui Dragnea puse sub acuzare șefii jandarmeriei încolțiți după ce au devenit penali. Da? Cucoș intră la parchetul general și jandarmii nu reușesc să mă extragă. Momentul când Cucoș intră la parchet, jandarmii intervin abuziv. Sunt trei materiale video pentru că am filmat cu camere e, diferite și ulterior am montat, am făcut și live și ele sunt cele trei materiale. Aceste materiale au fost depuse ca probe video în dosarul cauze. Cei care au făcut ancheta au mințit în cadrul anchetei că nu sunt relevante și că nu au nicio relevanță. Și ele sunt foarte relevante. La dosarul cauzei există zeci de filmări ale postului de televiziune. Parte dintre ele ce au difuzat televiziune le-am depus. Parte am solicitat anchetatorilor să le ceară. Ce au făcut oameni buni la parchetul militar în 2018 și au încercat pentru prima oară închiderea dosarului, abuziv bineînțeles, protejându-i pe jandarmii ăștia, exact ca pe vremea comunismului. Am mai Bun, fac aici o mică paranteză, vreau să insist pe asta, pentru că de aici vine problema, dincolo de persoana mea, dincolo de jandarmerie, dincolo de Dragnea, dincolo de 10 august. În perioada comunistă, securitatea, brațul armat al regimului comunist, ucidea, abuza, distrugea, frângea destine și oameni pe oponenții regimului. Pentru că aceste abuzuri să nu fie niciodată, pentru ca victimele lor sau rudele celor uciși să nu primească niciodată câștig de cauză în justiție, că exista oarecare justiție în regimul comunist. Nu era desfințată total justiția. Dacă citeai Constituția Republicii Socialiste România, vedea acolo niște prevederi cele mai democratice din univers. Le plăcea să mimeze democrația reprezentanților statului totalitar comunist, dictaturii, oribile. Și mecanismul de represiune era foarte, foarte bine gândit și funcționa în așa fel încât ororile, crimele comise de către dictatură împotriva propriului popor să nu fie niciodată dovedite în justiție, să nu se poată. În acest sens securitatea și miliția erau militarizate. Din pricină că erau militarizate, orice infracțiune comitea oamenii ăștia era anchetată de către parchetul militar. Chiar dacă se referea la civil, chiar dacă nu era infracțiune de război, nu avea treabă cu armat. Parchetul militar funcționa în vremea regimului comunist numai și numai cu un singur scop. Să mușamalizeze dosarele comise de brațul armat al dictaturii totalitare. Comise de securitate și de miliție. Pentru asta funcționau ei. Pentru asta îi plătea Republica Socialistă România și ăsta era principalul lor obiect de activitate în 1990, pentru că n-am făcut lustrație, n-am ejectat tot securiștii din funcții publice, au rămas oameni cu aceste mentalități, educați în acest spirit, care au funcționat ani de zile în acest sistem, inclusiv în parchetul militar. Parchetul militar fiind în momentul de față cea mai osificată, comunistoidă și coruptă instituție a sistemului judiciar din România. Și când spun corupție, nu mă refer neapărat la faptul că ar lua șpagă pentru a soluționa sau mușamaliza sau a nu soluționa dosare. Mă refer la chestia asta comanda politică, ce încearcă ei să facă cu mine și ce mă lupt eu, avem bune aici, ca Don Chiote cu morile de vânt. Da? De asemenea, legislația nu s-a modificat. Securitatea a fost transformată de Ion în, în SRI, în 21 sfert și în jandarmerie. La jandarmerie s-au salvat foarte mulți ofițeri de securitate. În momentul de față, în conducerea jandarmeriei, sunt foarte mulți foști criminali ai regimului comunist ofițeri de securitate. Șeful Serviciului de Pază și Protecție, toarășul Lucian Pahoțu, provine din jandarmerie, e fost securist, reciclat prin jandarmerie. Și s-a păstrat oameni buni după 89 până în ziua de astăzi acest modus operandi. Jandarmeria a acționat în continuare, fiind securitatea doar cu eticheta schimbată pentru a comite represiuni, e adevărat nu crime, nu chestiuni atât de brutale și agresive cum comiteau pe vremea comunismului, dar comit abuzuri împotriva cetățenilor. Și parchetul militar funcționează numai și numai pentru a acoperi aceste abuzuri. Și acolo sunt fel și fel de e, cetățeni educați pe vremea comunismului, inclusiv fostul lor șef domnul Corbu cu nevasta angajată, șefă la ANAF, ANAF-ul care e cea mai pesedizată, una dintre cele mai pesedizate instituții în această țară. Domnul Corbu care, înțeleg din, de la sursele mele din sistemul judiciar, vrea să-și facă cuib la inspecția judiciară a Consiliului suprem al Magistraturii. A slugărit bine pentru psd domnul Corbu și acum e recompensat cu o funcție și mai înaltă în rândul baronetului sistemului judiciar românesc. Da? Ce s-a întâmplat, oameni buni? au făcut plângere penală și procurorii care au anchetat acest dosar n-au făcut nimic. Nu că n-au vizionat probele video, nu că nu m-au audiat pe mine, nu că n-au audiat martori pe care eu i-am indicat oameni care au fost de față și puteau să depună mărturie ce s-a întâmplat. Nu! Nici măcar nu i-au audiat pe jandarmi. Au cerut jandarmilor, ca să vedeți, oameni buni, este absolut incredibil. Într-o țară normală zburau toți din funcție, oameni buni, erau la pușcărie pentru abuz în serviciu. Că jandarmeria nu are dreptul să facă anchete penale. Au cerut jandarmilor să-și instrumenteze propriul dosar penal. <gătări> să facă anchetă ei între ei. Să dea declarații. Domne, nu e adevărat, nu l-am bruscat, nu i-am făcut nimic. Probele video sunt irelevante. Hai, pa, închidem dosar. Și atunci eu m-am adresat Tribunalului Militar și un magistrat de la Tribunalul Militar în 12 a, 7 -a 2019 a zis, băi, nu e ok ce ați făcut. Nu e ok, nu așa se face o anchetă penală. Cum adică? Tu îi pui pe aia, ce Poliția îi pune pe interlop să-și ia declarații între ei și zic, nu, domne, n-au să a comis nicio tilhărie, niciun viol, nimic, nu, nu e nicio problemă. Deci e ceva, oameni buni, e exact ca pe vremea comunismului, da? Deci vă dați seama și știți ce este extrem de grav, dragi prieteni. Am insistat și în comentariul de ieri și insist și în comentariul de astăzi, pentru că este foarte important că ăștia în sistemul militar, pentru că se suprapune faptul că sunt în sistemul de justiție, unde salariile și pensiile sunt mari, și faptul că sunt militari, unde iarăși există avantaje. Și suprapunându-se cele două planuri financiare, de aici rezultă cele mai nesimțite salarii și pensii nesimțite din această țară, din România. Și ăsta le plătim ca să facă așa ceva. Ok, vrei să mușamalizezi? Ok, ai ordin. Bă, da, măcar fă un mic efort. Măcar audiază părțile. Măcar mimează-mă pentru banii aia. 4-5 mii de euro. Mimează-mă și tu activitate. No. Ca pe vremea comunismului, noi suntem securitatea, noi facem ce vrem noi, nu ne pasă. Voi n-aveți niciun drept. Nu există ce, Uniunea Europeană, ce legislație europeană. Nu, domne, ne-am rămas în Republica Socialistă România. Domnul Corbu are buletinul ăla gri pe care scrie Republica Socialistă România. Nu are carte de identitate, cum avem cu toții, de Uniunea Europeană. Nu, el are buletinul gri, domnul Corbu, educat în perioada comunistă, șeful parchetului. Da? Tartorele. Că fiți sigur că prin el au venit toate ordinele și dispozițiile astea abuzive. Și judecătorul le-a zis, voi, voi sunteți nebuni, așa se face o anchetă. Redeschideți dosarul. Și le-a dat dispoziție, oameni buni, judecătorul. În cazurile penale, magistratul care primește cazul și judecă în procedura, este o procedură specială, da, nu este ca și cum ar fi fondul cauzei, este Dumnezeu. Deci ce dispoziție dă el, aia este. Procurorul trebuie să facă ce zice judecătorul. Nu există. Credeți că au făcut? Nu. N-ați văzut așa ceva, oameni buni. Încalcă toate normele de drept. Cine e responsabil? Dosarul s-a dus la toarășul Bogdan Pârlog. Toarășul Bogdan Pârlog este cel mai bizar caz de impostură prin presă. Domnul Pârlog și eu sunt ferm convins că există o legătură între aceste două planuri. Cazul meu și ce au făcut în acest dosar, și dosarul 10 august. Nu cred că e o întâmplare că fix acest procuror, în cazul meu, a ignorat oameni buni ce a dispus judecătorul. A ignorat oameni buni. Deci, așa ceva n-ați mai pomenit. Un procuror să ignore ce îi spune judecătorul. Păi, încalcă esența sistemului de drept penal și a modului în care ar trebui să funcționeze dreptul penal. Judecătorul ți-a analizat dosarul de cameră preliminară și ți-a spus. Îl audiez pe Mălim Bot. Audiez tu personal jandarmii. Faci confruntare între Mălim Bot și jandarmi. Vizionezi încă o dată probele video. Tu, procuror, faci ancheta. I-a dat dispoziție. N-a făcut nimic. Nu m-a audiat pe mine. Probele video n-a făcut nimic la ele. Nu l-a interesat. N-a făcut confruntarea. A zis, domne, jandarmii nu vor confruntare și gata, noi nu facem confruntare. Deci pentru purlog ăsta, da, pentru incompetentul ăsta, pentru că asta e o chestie, oameni buni. Poate fi corupție, că acționează la ordin, dar tot de incompetență ține, da? Sau poate fi incompetență. Tu, ca procuror, să nu faci ce spune judecătorul. Păi tu nu ai ce căuta în parchet, oameni buni. Tu nu ai ce căuta. Înseamnă, păi tu ce ești? Tu ești de capul tău? Tu funcționezi pe persoană fizică? Păi cum să încalci în felul ăsta procedura? Și ce este foarte grav, este foarte grav că acest individ, acest pârlog, a păcălit toată presa, oameni buni, Ziarici de bună calitate. Și nimeni nu își pune niște semne de întrebare în legătură cu prezența lui în 10 august, în legătură cu rolul pe care l-a jucat el în 10 august. Nimeni, oameni buni. Eu sunt ferm convins că din același motiv pentru care Purlog a fost în 10 august în piața Victoriei și chipurile s-a apucat el să încheteze de dosarul e vraiște prin sertare, da? eu sunt convins că din același motiv a făcut chestia asta scandaloasă în acest caz. Și n-a făcut nimic, oameni buni. N-a făcut. Pur și simplu pe el nu-l interesează. Pur și simplu Purlog nu funcționează pe codul de procedură penală al statului român. Nu funcționează. Are el propriul lui cod de procedură penal. loc, și-a scris el, codul lui, el cu Corbu. Și-au scris împreună un cod de procedură penală numai al lor. Al Corbu și al lui da. Și bă, codul de procedură al Corbu și al Purlog scrie că nu contează ce zice judecătorul. Noi facem ce vrem noi. Noi suntem aici la parchetul militar stat în stat. Și știți ce este interesant? Că după ce am ușamalizat acest dosar, toarășul Purlog a fost făcut prima adjunct. A și avansat în funcție. Interesant, nu-i așa? Fiți sigur că acestea nu sunt coincidențe. Și domnul Pârloc, practic, nici nu știu dacă i-a audiat pe jandarm, dacă nu cumva au făcut-o numai din hârtie. Da? Deci, practic, i-a chemat apoi, a spus, luați o foaie de hârtie și mai scrieți o dată ce a scris acolo la jandarmerie, face un proces verbal că v-am audiat și închidem dosar. Și rezoluția asta rușinoasă, da, sfidând, este absolut scandalos și absolut neprocedural și ieșit din orice norme. Deci, într-o țară normală, ăsta era luat de inspecția judiciară. Dar cum că s-a dus corbul acolo, vă dați seama, bun ce mafie aici. Vă dați seama ce mafie. Corbul trebuia să-i dea în cap cu dosarul, să-i zică băpărul, ești nebun. Cum să faci așa ceva? Pentru că Procurorul Ierarhic Superior verifică soluțiile și activitatea Procurorului. Și trebuia să-i spună, bă, pur loc, tu ești nebun. Tu nu vezi că ți-a dispus judecătorul ceva. Tu trebuie să faci ce ți-a dispus judecătorul. Nu, nici vorbă. Așa se întâmplă într-o țară normală, dar într-o țară normală unul ca pur loc nu era procuror, oameni buni. Nu era procuror. Cine știe câte măgăria a comis ăsta, oameni buni, până să mă intersectez eu cu el și să-mi dau seama ce în poartă. Vă dați seama câte măgăria a comis individul ăsta de-a lungul carierei lui, carierei profesionale? Dacă a fost capabil să facă așa ceva, cineva mi-a scris pe YouTube și bine a, a, scris și eu și mă gândesc la asta. Și domnul Molin, dacă dumneavoastră v-a făcut așa ceva, care știți legea, este jurnalist, persoană publică și aveți posibilitatea să-i denunțați. Ce ori fi făcut ăștia unor oameni simpli? Da, dragii mei, da. Ce ori fi făcut ei? Câte măgări, câte ticăloși, câte mizerii similare au fi făcut pârloc până să se intersecteze cu cazurile mele. Vă dați seama dacă pasta a făcut un halul ăsta? Repet, Ok, vrei să mușamalizezi un caz. Bă, nene, dar măcar mimează. Nu, aici acționează oameni bun cu tupeu și cu nesimțire crasă. Pur și simplu oamenii ăștia vor să ne spună in your face. Băi, proștilor, voi ne plătiți salarii de mii de euro și noi, noi trăim ca niște șmecheri și nu ne pasă de voi, băi, proștilor. Exact cu asta echivalează, cu declarația asta echivalează ce-a făcut acest individ pur Și-a fost și numit șef după aceea, ca să înțelegeți cum funcționează sistemul, da? Și procurorul Corbu nu l-a interesat. Nu i-a păsat, n-a văzut domnul Corbu, mare general, domnul Corbu, cu șapte mii de stele. Cine știe ce general plagiator o fișă asta? Da? Dacă el n-a văzut că procurorul din subordine închide un dosar fără să facă ce i-a dispus judecătorul, oameni nu Se poate așa ceva. Și mi-au trimis pe mail soluția, că s-a închis dosarul. În 3 iunie. M-am uitat acum pe hârtie mai cu atenție, că eram în mașină, atunci eram atent și la trafic și acum pot să mă concentrez pe subiect. În 3 iunie. În 13 iunie, după 10 zile, au fost două soluții de închidere a dosarelor. Amândouă le am în două, le-am redeschis. După 10 zile am trimis contestațiile și pentru prima și pentru a doua soluție. A doua fiind alu loc, Pe mailul lor. La prima, ci că au primit-o justiția a hotărât, tot justiția militară, că am dreptate și a dispus redeschiderea cauzei, pe același considerente, n-au făcut nimic în dosar. Ea a la basc. Și pe a doua nu primez răspuns. Că era vorba de pârlog, care e șef. Înțelegeți, dragi prieteni, cum s-au pierdut mail-urile pe acolo, da? Ce aș fi vrut să fie o musculiță mică sau aud discuția între pârlog și grefiera sau secretara care se ocupă să fie găsite sau pierdute e mail da? Fiind vorba de dosarul lui pârlog și nu primesc răspuns. Iunie. Iulie, august, septembrie. Îi fac la prim procuror și spun, domnul Corbu, îmi datorez un răspuns la adresa aia. Nimic, nimic. Bine, nu la modul ăsta. Acum eu fac o poveste ca să fie și ușor de urmărit de către cei, toți cei care nu aveți cunoștință de drept și să nu folosesc termeni de specialitate. Da? În termeni juridic am spus chestia asta. Domnul, alo, domnul, corbu, cioc, cioc. Vedeți că în 13 iunie, nimic. Ia dur la basc. Am sesizat Consiliul a Magistraturii, Inspecția Judiciară. Ministerul Justiției. Am făcut petiții la Cotroceni, la... Am pus o grămadă în Sisi. Scandal. Da? I-am petiționat, cum zice avocatul meu Florin Covaci. Măline petiționează. I-am petiționat. Am trimis la organizații, la reporteri fără frontiere în Sisi. Am făcut un mail de ăsta mai mare. Și atunci când au văzut, băi, este scandal, ăsta nu se lasă, Ăsta nu se lasă, Au zis, domnule, noi n-am primit niciun e N-am primit. Și am contestat măsura. Și ce să vedeți, dragi prieteni, că povestea e mai lungă, n-au apucat ieri să vă zic în mașină tot. Am, am adresat justiției. Împotriva, pentru că judecătorul vorbește aici de două ordonanțe, pentru că sunt două ordonanțe. Una este cea în care 95 2 2001 și 1063 per 2018. Da? Una este cea în care prim procurorul pârlog, marele profesionist, habarnist, incompetent, închide dosarul fără să facă ce a spus judecătorul. Și a doua e cea în care procurorul șef zice N-am primit, domne, niciun mail Nu ne interesează dosarul la mână închis Trebuia să-l contești în 20 de zile Eu, Fac o mică paranteză Am văzut că cei care cunoaște procedura mi a scris că se duce personal Nu, pe perioada pandemiei nu te primește nimeni cu hârtii personale da? Și contest Și ajungem la tribunalul militar Și ce credeți? Procesul e judecat de domnul Vrabie Însuși președintele tribunalului militar a devenit brusc interesat de acest dosar Brusc, așa l-a apucat pe domnul Vrabie cum stătea la el în cuiba acolo pe O, cu, domni cu, doamna Vrăbiuța și discutau cu ce interese de business au ei pe la Chișinău, prin firmele lui Păunescu ăsta, tatăl miliardarului Bobby Păunescu. Știți că am făcut materiale pe tema asta cu corbu cu vrabie nu mai reau. Când stăteau ei pe O la ei în cuiba, au zis, doamne, noi eu trebuie neapărat să mă ocup de acest dosar. Și bineînțeles că am fost vigilen, nu l-am lăsat pe domnul Vrabie să se ocupe, pentru că eu am făcut materiale în care l-am criticat. Și se încălca prezumția, prezumția neutralității, prezumția obiectivității. Sunt și hotărâri CETO care spune că asupra judecătorului nu trebuie să planeze nicio suspiciune. Dacă există cel mai mic motiv din care poate rezulta că judecătorul are un interes personal și nu este obiectiv, el nu are voie să judece cauza. Și din moment ce eu, ca jurnalist, l-am criticat în fața tribunalului militar, am făcut materiale despre el, despre nevastă sa. Nevastă sa lucrează și asta pe la o firmă, dacă nu mă înșel, de asta, de la o frații pe UNESCO. Nevastă a venit de, -a, venită de la Chișinău cu declarație de avere cu tot. Automat el, materiale mele, la ating personal. Și l-am recuzat. Și, bineînțeles, mi s-a acceptat cerea de recuzare. Și a fost schimbat judecătorul. Dacă nu recuzam, fiți sigur că trântea cazul. Și ieri am fost în fața Tribunalului Militar la nou judecător. Ieri am fost foarte dezamăgit și foarte e, pesimist în legătură cu acest dosar pentru că e, judecătorul m-a ascultat, după care a venit procurorul militar care a spus niște prostii cât capul lui de mari. Am explicat e, în materialul de era acest lucru, nu mai reau. E, și eu am încercat să explic domnului judecător, atât voiam să-i spun că în extrasele pe care eu le-am pus la dosar, am pus inclusiv header-ul mail-ului. Header-ul este... Partea de sus e variantă la Gmail, la Yahoo, poți să vezi varianta extinsă în care îți scrie ora calculatorului și ora serverului. Și că serverul, deci tu când trimiți un mail, tu nu îl trimiți direct în căsuța de mail la parchetului. Tu îl trimiți în serverul Gmail și serverul Gmail îl trimite, comunică cu serverul parchetului și îl trimite la parchet. Și corespondența asta între IP-uri apare acolo, deci apare IP-ul meu de acasă cu ora la care am trimis, secunda următoare IP-ul Gmail care a primit și secunda următoare IP-ul unde s-a livrat. Asta apare acolo, știți? Și asta încercam să explic judecătorului și nu m-a lăsat să vorbesc. Mi-a zis, trebuie să-ți cer voie ca să vorbești, nu poți să vorbești așa, te trezești vorbind. E un ritual acolo, e o regulă în astfel de cazuri. Întâi eu spun ce am de zis, de ce trebuie ca judecătorul să decidă cum zic eu după care primește cuvântul procurorul, care zice de ce trebuie ca judecătorul să decidă cum vrea parchetul. După care dacă din ceea ce zice procurorul mai rezultă ceva și tu vrei să uh, răspunzi, cer permisiunea. Îmi dați voie în replică să mă mai adresez instanței și uh, președintele instanței de judecată mai zice nu, nu vă, nu vă mai dau voie. Nu mai este necesar, zice, eu am un punct de vedere format deja despre acest caz și o să aflați de pe site-ul portalul instanței. Și a avut un ton așa și din atunci lui mi se părea cumva că, nu știu, că nu... Așa am simțit eu. E prima oară când mă înșel cu privire la un judecător. De obicei, feeling meu e ok. Și am zis, zic, bă, o să trântească cazul. Asta e, mă lupt cu morile de vânt. Deci, nu, imposibil. Pur și simplu, mafia e atât de mare și sunt at interesele atât de sus și ăștia funcționează ca pe vremea regimului comunist și nu, nu, nu vor ține cont. Nu interesează. Păi dacă eu le-am trimis mail și ei au zis că n-au primit mail -ul. vă dați seama. Și astăzi când am văzut soluția că admite plângerea, nu mi-a venit să cred. Am intrat, am crezut că am intrat în alt dosar mai vechi. <laughs> și am intrat din nou și m-am uitat la dată. De trei ori am intrat, oameni buni, ca desene animate. De trei ori zic, n am făcut click pe alt dosar. Și am văzut 26 1 2022 admite plângerea. Ceea ce înseamnă, dragi prieteni, că există totuși o speranță. Există o speranță și e, înseamnă că dacă ești foarte insistent, e adevărat. Vă dați seama câți ani de zile, 2018-2022 și cine știe cât mai țin ăștia dosarul încă 2 ani până iară dau o soluție. Vă dați seama, oameni buni, pentru o chestie care e simplă, deci asta în 24 de ore și a trebuiau 48 de ore, luați pe sus, trimis și în judecată, că sunt imaginile video. Sunt imaginile video că dintre toți ziariștii, numai pe mine au sărit și au încercat să mă ia, m-au luat de bună, tot e filmată, oameni băi. Nu e ca și cum cineva a dat cuiva în cap pe o stradă întunecată și nimeni nu știe cine. Nu aici infracțiunea e filmată din mai multe unghiuri, oameni buni. Și ei vor să mușamalizeze. Exact ca pe vremea comunismului, dragi prieteni. Deci parchetul ăsta militar funcționează exact ca pe vremea comunismului, când era e, făcut mecanismul ăsta, securitate, miliție, parchet militar și orice crimă se justifica, orice crimă se mușamaliza, era imposibil ca cineva să găsească dreptate. Și sistemul ăsta funcționează în continuare, oameni buni. Și este foarte grav. Este foarte grav că noi avem un sistem, procurori, educați pe vremea comunismului. N-ar trebui să fie. Este foarte grav că avem în funcții, în instituții de stat, în jandarmerie, în poliție, în ministerul de interne, în serviciul de pază și protecție, fost securiști, oameni buni. Nu se poate așa ceva. Asta este consecința, dragi prieteni. Asta este consecința. Și în cazul meu, sigur. E o chestiune de exercitare a profesiei și nu e o chestiune de... Dar erau niște oameni acolo la parchetul militar care se judecau pentru că un ofițer le-a omorât pe cineva pe trecerea de pietoni. Eu avem voi. Și nu se rezolvă cazul, se mușamalizează. Deci e vorba inclusiv de persoane care au fost omorâte, care au fost bătute, agresate. Amicul meu de la Timișoara are un caz cu niște jandari care au bătut pe cineva în trafic, au confundat, pur și simplu. Erau într-o misiune și aveau de oprit o mașină și loc să oprească mașina să procedeze normal și civilizat, să-i legitimeze pe oamenii ăia să fie ok, i-au întâi i au bătut și după aia i au întrebat. I-au rupt cu bătaia la calea ferată. I-au rupt în două cu bătaia. Și după aia au întrebat. Și când s-au uitat la acte, ei erau leșinați, erau rupți cu bătaia, ei luat salvarea. Când s-au uitat la acte, hopa, am bătut pe cine nu trebuie. <gântări> Vă dați seama, oameni buni. Și acolo tot așa a fost foarte greu, dar avocatul a fost perseverent, agresiv, dur cu ei. Și a târât în justiție și până la urmă a reușit să obțină dreptate, dar s-a confruntat fix cu acești, acești, aceleași mizerii, oameni buni. Și el îmi povestea atunci și eu spuneam, bă, nu se poate, chiar așa. Da, mă, chiar așa. Chiar așa. Și acum, iată că am ajuns să constat pe propria pele. Nu mă mai întind pentru că am depășit timpul regulamentar de joc, cum se spune. Sunt în prea lungi prelungiri. Vă mulțumesc din suflet, dragi prieteni, pentru susținere tuturor celor care susțineți direct activitatea mea pe Patreon celor care susțineți pe YouTube activitatea mea, pentru că fără susținerea voastră n-aș fi avut confortul psihic uh, și resursele necesare, inclusiv financiare, să pot să uh, duc acest război cu foarte mult optimism și cu foarte multă energie.